Vicepreședintele FNME, Gheorghe Tăgan, a declarat că prin acest comunicat s-a dorit să se atragă atenția conducerii CEO și a Ministerului de Resort referitor la faptul că au trecut aproape două luni din momentul în care au început discuțiile privind contractul colectiv de muncă. Privind negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de CEO, negocieri care se apropie de aproape 60 de zile și am constatat că în această perioadă n-am rezolvat aproape nimic pentru salariații noștri. Într-adevăr, și noi am fost conștienți că este greu să armonizez drepturile salariale și mai ales facilitățile din patru contracte colective ale fostelor companii care au fuzionat în CEO. Liderii Federației Naționale Mine Energie speră ca reprezentanții Ministerului Economiei să deblocheze acest conflict. Marin Condescu este încrezător în negocieri. Noi suntem pentru negocieri, negocieri, negocieri. Dar ca să negociez, îți trebuie și al doilea. Deci, părerea mea, m-ați întrebat, cred că vom rezolva totul pe calea negocierilor. Este convingerea mea, complexul energetic Cotenea este o unitate prea importantă și am muncit prea mult ca să o constituim, 8 ani, ca să înceapă din primul an de activitate cu conflicte inegociabile. Reprezentanții complexului energetic Oltenia nu au putut fi contactați pentru a oferi un punct de vedere.